9 incendii în doar 3 ore, lichidată de pompierii mehedințeni. Dintre cele 9 misiuni, 3 incendii de vegetație uscată s-au manifestat în cartierul Dudașul Schelei, Izvorul Bârzii și Jimian. Astfel, datorită intervenției prompte a pompierilor, pagubele au fost limitate, flăcările cuprinzând 400 de metri pătrați de cultură de viță de vie și circa 2 hectare de vegetație uscată. Alte 4 incendii au fost stinse de către pompierii strehăieni, care au acționat pentru localizarea lor, împiedicând extinderea acestora. Ca urmare a nerespectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor de către cetățeni și pompierii de la Vânjumare au intervenit pentru stingerea a 2 incendii. În acest context, pompierii au câteva recomandări pentru mehedințeni. Pentru a preveni izbucnirea unor incendii ca urmare a folosirii focului pentru incendiare, recomandăm cetățenilor ca arderea să se execute în condiții meteorologice fără vânt, numai pe timp de zi și sub supraveghere permanentă. Totodată, aceasta nu se va desfășura în zone care să permită propagarea focului la construcții sau fond forestier și să nu afecteze rețelele electrice sau de comunicații. Cetățenii trebuie să dispună de mijloace și materiale pentru stingerea eventualelor incendii și să nu folosească locul arderii până la stingerea completă a focarelor. Nerespectarea acestor recomandări și arderea fără obținerea permisului de lucru cu foc emis de către primărie cu avizul gărzii de mediu constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei.